Doamnelor și domnilor, bine ați revenit după pauză. Continuăm conferința noastră astăzi cu un subiect extrem de interesant și trebuie să recunosc că invidiez pe cei doi participanți în panel. Vom vorbi despre educație și mindset. Și cu cine puteam să vorbim mai bine decât cu Andy Secheli, antreprenor de peste 20 și ceva de ani, în pofida vârstei, a spune, că este un tânăr antreprenor, în educație, în schimbarea de mindset, în crearea de comunități care să înțeleagă că schimbarea vine tocmai de ceea ce spuneam puțin mai devreme azi dimineață, de la fiecare persoană în sine. Îl are ca invitat pe Dragoș Anastasiu și cred că este cumva o mare șansă, pentru că îi va ridica cu siguranță lui Dragoș mingea la fileu. Știți foarte bine că și Dragoș Anastasiu de ani de zile este extrem de activ în tot ceea ce implică schimbarea de mindset de care avem atâta nevoie. Domnilor, succes! Mulțumim! Bine v-am regăsit la această scurtă sesiune despre un subiect foarte vast. Dragoș, bine ai venit și mulțumesc și eu pentru invitație. Mulțumesc frumos și îmi face mare plăcere să fiu alături de tine. Cu drag, uite, pentru că timpul e foarte scurt și subiectul foarte vast, am pregătit o serie de întrebări, dar înainte de asta, înainte să intru în subiect, vreau să te întreb frontal ce este bun în serviciile hoteliere din România și îți solicit să-mi dai măcar trei lucruri și o să-i explic după ce dai răspunsul care e motivul pentru care am început cu această întrebare. În primul rând, bun este trendul, pentru că vedem în ultimii ani un lucru care se întâmplă bine. Ultimii ani însemnând 5? Ultimii ani însemnând, în special ultimii 5. Uh-huh. Da? Bun este tot ce avem family business, și avem mult family business, uh-huh, pentru că acolo familia este implicată direct și vine cu un alt tip de mindset, da? Și bune sunt aceste conferințe care ne duc, care ne dau niște declicuri și faptul că vorbim despre anumite chestiuni în zona serviciilor e o chestie pozitivă. Mulțumesc frumos, răspunsuri fluente, deci probabil dacă îți ceream 5, aveai și 5, dar nu vreau să vă impresione asta pe tine. Vine din ce în ce mai greu. Motivul pentru care am întrebat asta este pentru că la Harvard un cercetător pe nume Sean Acor a arătat că dacă zâmbim un pic, dacă ne punem într-o stare pozitivă bună, creierul nostru funcționează cu vreo 31% mai eficient. Și îl avem și pe Brâncu, știu că îți place și ție acest citat, care spune că lucrurile nu sunt greu de făcut, greu este să te pui în starea de a le face. Dar a pune un zâmbet pe fețele oamenilor poate să însemne direct și simplu doar atât, să pui un zâmbet pe fața ta și să generezi la ceilalți un zâmbet prin reciprocitate socială, așa se numește. Așa că vă invit pe toți cei care sunteți aici în sală și pe cei din online să facem asta acum, un exercițiu de 3 secunde. Vă rog să vă orientați colțurile gurii în direcția în care vreți să vă meargă viața. Eu sper că e în sus. Și cu acest zâmbet pe buze o să încep, nu neapărat să-ți ridic mingea la fileu, că ar fi prea fan, ci să te provoc. Eu te provoc mai întâi cu această carte, Dragoș, se numește Cultura Serviciilor Superioare. Mi-a atras atenția faptul că ești prieten cu autorul, cu Ron Kaufman, și în prefața pe care ai scris-o, sau cuvânt înainte, cum vreți să-l numim, apare o interjecție de 3 ori. Interjecția este wow. În limba română, U-A-U, nu în engleză. Și mi-aduc aminte, citind prefața, că primul wow era legat de zâmbetul larg pe care Ron ți l-a oferit când te-a întâlnit prima dată, pentru că ai întârziat la cursul respectiv și te-ai întâlnit cu el pe hol. Întrebare, acel zâmbet consider că a fost ca parte din munca de speaker a autorului sau a fost dincolo de asta, a fost mai adânc decât atât? Prima dată când am fost la cursul lui, eu nu-l cunoșteam, nu știam despre ce este vorba și nu mă pregătisem, am fost invitat de un prieten și era un curs închis pentru vreo 20 de antreprenori de top, așa, antreprenori din România, și deși de obicei nu-mi place să întârzi, de data aia am întârziat și nu m-am întâlnit cu el, m-a așteptat
Te aștepta? M-a așteptat la Arkmark, acolo urci scările alea fastoase și la capătul scărilor era Ron Kaufman zâmbind, strângându-mi mâna și spunând bine ai venit și hai să începem. Toți ceilalți stăteau deja jos, a fost pe cât de plăcut, pe atât de... Da, pentru mine jenant. Și sunt convins astăzi că nu e, n-a fost un truc, el așa este autentic. Uh-huh. Și despre asta cred că este vorba, despre autenticitate. Da? A pune un zâmbet pe fața ta, o poți pune prin niște chibrituri pe aici, da? Și, poți să tragi de obraj. Și poți să ai un zâmbet pe fața ta, care să fie fals, și care pe partea altă să nu trezească aceeași, o reacție bună, sau poate să fie natural, poate să fie din dragoste, din dragoste de oameni, din dorința de a face bine celorlalți. Deci sunt cele două variante. La Ron este trăit, autentic, l-am descoperit după aia în multe ipostaze și este total autentic. Despre asta cred că merită să vorbim, pentru că subiectul mindset-ului, al mentalității, e foarte abstract. În schimb, un zâmbet pe față se poate observa și după aia poți să te întrebi dacă e trăit sau e construit. Uneori nu există deloc. Și întorcându-mă la Kaufman, vreau să spun că el are un model și îl cunoști foarte bine. Foarte prescurtat, poți să ai servicii bune, poți să ai servicii foarte bune și poți să ai servicii excelente. Și întrebarea mea la tine, din dublă ipostază, și de furnizor și de client în România, avem servicii excelente și probabil că avem, cu siguranță avem, dar cum putem face să mărim această proporție a serviciilor excelente? Avem de toate pentru toți și e nedrept să se spună permanent că serviciile turistice românești sunt proaste și scumpe. Am avut mai devreme o prezentare de la Revinate care ne arăta că scorurile noastre de review-uri nu sunt atât de rele, sunt pe locul 3 în Europa. Deci nu e așa cum există percepția, dar asta este percepția mai importantă decât realitatea. Cu siguranță avem un istoric nu foarte glorios în ultimii 30 de ani din punctul ăsta de vedere. Dar lucrurile, după cum ți-am spus, în ultimii 5 ani, 5, 6, 7, 4, se mișcă în direcția cea bună. Cum putem să facem mai mult? Este lucrând la mindset. Lucrând mindset, sigur, abstract. Mindset de cum privesc lucrurile, cum privesc eu ca antreprenor lucrurile. Fac un business preponderent ca să câștig bani sau fac un business pentru că iubesc oameni? Și banii sunt importanți, fără doar și poate, dar sunt o consecință a ceea ce fac. Cum îmi tratez angajații, cum îmi tratez clienții și așa mai departe. Deci aici, astăzi și ieri s-a discutat foarte mult despre asset-uri, despre values, despre așa mai departe. A fost Michael care a ridicat ștacheta și a avut o prezentare fabuloasă despre leadership în general și despre people. Și cred că aici este zona în care mi-aș dori să avem conferințe de nu de două zile, ci de trei zile în care să discutăm nu de asset-uri, ci de oameni, pentru că de fapt aici este unde trebuie să apăsăm butonul. De asset-uri și de mindset-uri, că vin la pachet, apropo de prezentarea lui Michael, mi-a tras și mie atenția faptul că vorbea despre faptul că schimbarea este aici, că ne place, că nu ne place, și cea mai bună reacție este să conducem schimbarea, să fim driveri ai schimbării, sau măcar să îmbrățișăm schimbarea, dar faptul că o negăm nu ajută cu nimic. Și legat de asta, mi-aduc aminte de ce spunea la un moment dat fondatorul Amazon, Jeff Bezos, întrebat unde o să fie industria lui peste 10 ani și spunea că întrebarea este foarte bună legat de ce o să se schimbe, dar una și mai bună este ce o să rămână la fel. Așa că îți lansez provocarea să te întreb, bun, ce știm cu siguranță că va rămâne la fel în serviciile hoteliere ca și dorință, ca și așteptare, ca și nevoie? Pe ce ne putem baza, chiar dacă se schimbă lumea, vine pandemia, e inflație, e incertitudine, totuși sunt și lucruri care rămân la fel? Cred că la fel rămâne dorința fiecărui om de a avea o experiență care să-l relaxeze. Că experiența aia de o oră, de o zi sau de 7 zile, să aibă acel sentiment de
Wow. Da? De wow. A fost wow. Nu știu de ce, a fost de multe ori nu știu de ce, nu știu dacă e pentru că mi-a plăcut arhitectura, că mi-a plăcut designul interior, că mi-a plăcut zâmbetul cuiva, că mi-a plăcut atmosfera, că mi-a plăcut serviciile. I don't know, sunt extrem de multe lucruri care contribuie la acest wow și toate sunt importante și asta este ceea ce este extrem de greu în industria turismului românesc. Avem touch point-uri, așa zisele touch point-uri, de la primul contact pe website până la pala revedere cu o strângere de mână din partea GM-ului sau nu, toate lucrurile astea contează și cred că această dorință de experiență wow va rămâne. Cum va fi livrată, se va schimba. E de văzut. Se va schimba, da? Și se schimbă și în România. Până foarte de curând, dacă mergem în multe restaurante din România, de exemplu, oamenii n-au înțeles cât de importantă este lumina, cât de importantă este o lumânare, cât de importantă este muzica. Și avem sentimentul ăla de cantină, nu? Cu lumină puternică, cu cât e mai puternică, da, cu atât e mai să vadă lumea că avem bani și așa mai departe. Multe candelabre și așa mai departe. Deci, cred că lucrurile astea se schimbă, dar dorința oamenilor de a avea experiențe wow va rămâne. Subscriu la ce spui. În profesia de speaker și organizări de conferințe am întâlnit de nenumărate ori situația în care în sala de conferință a hotelului, îi se spunea sala de conferință, nu era lumină pentru conferință, oamenii veneau să învețe și adormeau cu pixul în mână din cauza că nu era lumina potrivită și lucrurile astea țin și de tipul de client pe care îl avem. Te-aș întreba frontal aici. Ai identificat tipologii diferite de clienți, știu că e un subiect foarte vast, dar care e clientul pe care ne-l dorim cu toții și care e clientul pe care nu ne-l dorim? Foarte scurt, intermezzo. Sunt multe tipologii de clienți. Noi ne dorim clienți care vin cu zâmbetul la noi, sunt clienți buni și care ne fac pe noi să fim ofertanți de servicii și mai buni. În general, aici este invers la noi. Noi suntem client, eu plătesc, clientul e rege, tu trebuie să mă servești. Okay? Și e așa? Și nu e așa, da? Pentru că amândoi suntem la fel de importanți. Nu cred că unul este mai important decât celălalt. Dar una este când clientul vine arogant, aș spune, ceea ce eu am practicat și încă practic prea des și mult mai des decât mi-aș dori, măcar îmi dau seama câteodată, dar una este să te duci arogant cu ideea mi se cuvine, da? Eu plătesc, eu fac muzica, eu pun muzica și așa mai departe. Alta este să te duci tu cu zâmbetul pe, da? Pentru că vorbim de servicii proaste în România. Dar cum ar fi să fim noi turiști buni, turiști frumoși și care să mergem într-un loc, sigur să avem pretenții, dar să începem noi cu un zâmbet, cu o vorbă bună. Ce frumoasă e uniforma, ce frumos e zâmbetul, cum ești astăzi, ești în regulă, nu ești în regulă. Noi nu facem asta, dar avem pretenția să fim serviți. Sigur, lucrurile stau la mijloc, cumva ambele zone sunt importante, dar cred că așa ne-am dorit să fie turiștii, demanding, dar să nu se considere peste noi, ci exact la fel. Avem obiective și noi și ei, unele sunt comune, unele sunt diferite, ne concentrăm pe cele comune. Și cele comune înseamnă să oferim servicii cu care el să aibă o experiență bună, iar el să ne recompenseze, nu pentru că trebuie, ci pentru că vrea. De vreo 10 ani de când ne tot intersectăm prin conferințe, te-am auzit folosind des un termen, cred că știi la ce mă refer, la păsare. Care acum vreo 10 ani când am auzit prima dată nu era în dicționar, acum a apărut, am găsit o sursă, ți-am împărtășit-o și ție. Hai să vorbim un pic despre ce înseamnă păsare versus, nu neapărat nepăsare, ci versus această îndreptățire de care ai spus mai devreme. Vine clientul sau turistul și spune eu am bani, mie să-mi dați de banii mei. Dar ce înseamnă păsare chiar și în această situație? Poți să-i arăți că îți pasă chiar dacă el e îndreptățit, tu ca furnizor de servicii poți să faci un pas în plus, poți să rămâi cu zâmbetul pe buze? Păsarea trebuie să fie autentică. Nu e păsare pentru că sunt plătit și nu este păsare pentru că voi primi bani. Eu am învățat-o din medicină, m-a învățat medicina lucrul ăsta, viața nu e despre mine, este despre ceilalți, despre faptul că îmi pasă de pacientul respectiv.
În românește păsare nu prea există ca și cuvânt, există nepăsare, în engleză este care, to care about. Și definiția, ca să spun așa, sună mult mai bine în engleză decât în română, nu știu exact cum trebuie tradusă, dar care is concern and commitment to the future well-being of somebody else. Concern and commitment. Concern and commitment to the well-being of somebody else. Ceea ce înseamnă... Și exemplul clasic este copilul. Mm. Copilul. Eu le spun la Green Village și la Valea Verde mereu același lucru. Noi vom fi outstanding, vom fi extraordinare în momentul în care fiecare dintre voi va primi fiecare client la fel ca pe copilul său pe care nu l-a văzut 5 ani. Așa să-i pregătim camera, așa să-i pregătim mâncarea, așa să-i pregătim farfuria, așa să-i zâmbim, așa să-l luăm în brațe, așa să-i punem muzica și așa mai departe. Atunci, asta înseamnă care. În secunda aia, lucrurile se schimbă radical și atât eu voi fi fericit când văd copilul după 5 ani, cât și clientul va fi fericit pentru că se va simți că el va simți că mie îmi pasă de el în mod autentic. Dacă principala mea, principalul meu gând este cât bacșiș iau sau cum trebuie să fac factura cât mai repede, dacă asta este principalul meu gând și nu este consecința, lucrul ăsta se schimbă. Deci, care, păsare, este atunci când este autentic, autentică, și când stă la bază, este fundamentul. Și asta e fundamentul de mindset, de noul mindset de care ar trebui să avem noi parte ca antreprenori și pe care să-l dăm mai departe fiecărui colaborator. Și e foarte greu. E dificil. Foarte greu. Și vreau să-l întreb pe Michael, excepțional ce a spus. Cum facem? Pentru că noi ne preocupăm de lucrul ăsta de vreo 10 ani și la Rethink Romania ne gândim că așa ar trebui și să arate România peste 30 de ani. Și la supertice, același și la supertice subiect. Cu profesorii, da? Cum schimbăm mentalitatea profesorilor pentru ca ei să vadă măreția din fiecare, spuneam lui Răzvan, măreția din fiecare copil. Și Michael ne spunea cum să facem management, leadership personalizat și management personalizat pentru fiecare angajat al nostru. Exact același lucru. Este, așa, probabil că asta este viitorul și m-aș bucura să începem să vorbim despre asta, de asta Rethink e un think tank care își propune să facă aceste schimbări în 30 de ani. Doar că PNL-ul e de mâine. Da? Și cum fac să le combin? Că nici eu nu știu răspunsul. Da, și probabil, dar măcar mă gândesc la el. Probabil faptul că deschidem dialogul ăsta pune o sămânță de stejar, nu de leguminoasă, ca să crească în timp. Dar fiindcă ai vorbit de PNL și de buget și de cifre, hai să facem o încercare. Ne gândim la KPI, acest termen foarte consacrat în business. Și te-aș provoca să vorbim despre KPI-urile date de feedback-urile de la clienți. Ce măsurăm când primim feedback-uri de la clienți? Pentru că mi se pare mie că sunt două tipuri fundamentale de feedback. Îmi place să spun că există feedback cu portofelul deschis, adică clientul cumpără mai mult, plătește servicii cu tipsuri mai mari și există feedback cu fruntea descrețită, care vine din acest zâmbet pe care nu mai știm cine a fost ouă sau găina, cine l-a propus mai întâi, dar el e întreținut în relație până la nivelul la care poate clientul pleacă cu zâmbetul mai larg pe față de la noi. Interesant este că ne trebuie amândouă. Întrebarea este ce să mai măsurăm vis-a-vis de satisfacția clientului ca să punem un zâmbet pe fața lui, la ce să ne uităm mai atent, ce să întrebăm turistul? În primul rând să întrebăm. Ceea ce nu totdeauna se întâmplă. În al doilea rând, să luăm în serios ceea ce întrebăm. Da, nu avem timp, dar aș fi făcut exercițiul ăsta aici în sală și mai ales ieri cu foarte, foarte, foarte mulți hotelieri de top din România să întreb, voi ce KPI-uri aveți? Okay. E cifra de afaceri și să o mărim, este profitul și să-l mărim. Și este sunt important. Return of investment. What are the KPIs? Da? O întrebare. Și o să constatați, dacă faceți acest exercițiu, că aproape niciodată
nu vine răspunsul, feedback-ul de la client. Și cred că noi cu toții trebuie să facem acest shift de mentalitate care spune principalul nostru KPI este feedback-ul de la client, el se transformă în KPI de tip cifră de afaceri, profitabilitate, sigur, nu de la sine. Uh-huh. Da? Nu de la sine, trebuie să ai management, trebuie să știi să faci lucrurile, trebuie să ai commitment și așa mai departe, dar principalul KPI este feedback-ul de la client. Și întrebarea e ce măsurăm și așa mai departe. Sigur că sunt lucruri simple pe care și modalități simple. KLM făcuse la un moment dat în interiorul unui aeroport, puteai să te duci în fața unei camere, apăsai butonul și brrrt, spuneai și plecai. Uh-huh, da? Uh-huh, noi aveți o nemulțumire, vă rugăm să ne dați în scris. Aveți o căsuță acolo, da, unde să ce puneți. Ce nemulțumire aveți, vă rugăm să ne dați 30 de zile ca să vă răspundem și așa mai departe. Deci, inclusiv modul în care captezi feedback-ul de la client este important. Și, sigur, simplu, le vezi prin aeroporturi, în Changi și așa mai departe, ieși de la vamă și ai chestia aia, trei butoane, roșu, galben, verde, care a fost experiența ta cu vama? Experiența ta cu vama, adică gândiți-vă cât de departe e asta de noi, da? Când ieși de la pass control, să apeși un buton și să spui cum a fost experiența ta până simțit aici. Da. Îți dai seama dacă întrebi în București cum e experiența ta după ce mergi cu taxiul. Uh-huh. Da? Astea sunt acele touch point-uri de care vorbeai mai devreme. Da, sunt acele touch point-uri și aici trebuie să măsurăm la fiecare zonă și să fim atenți la ele. Ne apropiem de final, Dragoș, și aș întoarce-o pe pozitiv, așa, ca să mărim zona de optimism în acest dialog foarte serios, de altfel, despre mentalitate, despre cum ne concentrăm pe servicii și ca o consecință ajungem la rezultate și nu invers. Întrebarea mea mai optimistă este, ai călătorit mult prin lume, ai văzut multe lucruri și are partea A și partea B, întrebarea asta. Numărul 1, ce ți-a plăcut foarte mult în străinătate la servicii hoteliere sau la servicii de ospitalitate în general? Și numărul 2, ai preluat, se poate prelua orice din afară sau trebuie să fim circumspecți cu împrumuturile astea? Fără doar și poate, există experiențe extraordinare în străinătate și care sunt date de un cumul de lucruri, din care zâmbetul și căldura celui din fața ta sunt mult peste orice altceva și apoi vine partea de design, să te simți bine în zona respectivă, nu, poate că nu-ți dai seama de ce, dar poate că e lumina, poate că e materialul, poate că nu, noi nu prea ne dăm seama, nu prea știm exact de ce, dar știm că ne simțim bine. E păsarea designerului. Este păsarea tuturor designerului și a oamenilor față de well-being-ul tău. Uh-huh. Da? Și da, se poate prelua, nu trebuie să redescoperim apa caldă și mersul pe jos, cu siguranță. Eu am mers mult pe francize în viață, am avut TUI, am mers cu Flixbus, Eurolines, chiar n-a fost o franciză, dar un fel de franciză. Deci eu cred că nu e o rușine, da, să copiem lucrurile bune, iar la mindset chiar nu e o rușine pentru că nu suntem concurenți aici, nu concurăm pe nimeni. Și best practices din alte țări, cum era ne spunea un om care venea să ne învețe apropo de diasporă, zice, există o organizație în zona asta de cum să tratăm diaspora, în general în lume, care se cheamă Copy and Steal Everything. Uh-huh. Și că este singura zonă în care acest lucru este permis. Da? Copy and Steal Everything. Cum, de exemplu, au făcut irlandezii cu diaspora lor, ceea ce este best practice, așa ar trebui să facă și românii, și nu se supără nimeni dacă îi copiem. Nici în zona asta nu cred că în zona hotelieră să copiem best practices-uri n-ar fi o problemă. Am auzit pe subiectul ăsta un consultant spunând că lumea înțelege greșit ce înseamnă R&D, adică Research and Development. Zice, vine de la altceva acronimul, vine de la Rip Off and Duplicate. Adică ia și copiază și duplică, bineînțeles păstrând dreptul de proprietate al celuilalt. Suntem la ultima întrebare, Dragoș, și mi-aduc aminte că ai dat definiția păsării în engleză și aș vrea să mă întorc la ea. Spuneai că e vorba despre preocupare și dedicare pentru viitorul omului.
care este în fața ta. Ceea ce mă duce cu gândul la faptul că turistul, cel mai probabil, dacă te preocupă viitorul lui, nu te preocupă doar viitorul din timpul sejurului, ci viitorul în sensul în care s-a simțit atât de bine încât vrea să revină și să și recomande. Și nu numai atât. Mă preocupă ca săptămâna pe care o petrece la Green Village sau la Valea Verde să-i dea atâta energie pentru ca el în următoarele 3-6 luni să fie mai productiv, să fie mai determinat și așa mai departe. Deci mă preocupă ca acele momente pentru el chiar să însemne energie pentru viitor. Energie. Nu numai egoist să se întoarcă la mine. Sigur că asta va fi consecința. Se va întoarce pentru... Și eu de Delta spun, e o energie acolo. Și de câte ori mă duc în Delta, stau 2 zile ca și cum aș fi făcut concediu o săptămână. Habar n-am de ce. Dar este o energie specială și asta este consecința, faptul că el se întoarce. Dar nu neapărat targetul meu. Ok. Și atunci, pe această idee că generăm energie bună până la urmă, că asta e o concluzie faină de extras, că dacă ai mindset-ul potrivit, generezi energie bună pentru toată lumea. Hai să generăm energie bună pentru viitor. Și te întreb în final, care este pentru tine o predicție realistic-optimistă? Și aș vrea 3 lucruri să spui. Ce crezi că se va întâmpla în orizont de timp de 5 ani cu această industrie, cu serviciile hoteliere? Cumva e în oglindă cu întrebarea inițială, ce este deja bun, dar unde ne îndreptăm? Și cu un strop de optimist, dar cu realismul care te caracterizează. Mulțumesc, Andy, de această întrebare și de construcția rotundă pe care o faci. Eu sunt optimist nu numai pentru faptul că sunt antreprenor și sunt condamnat la a fi optimist, ci sunt optimist pentru că văd evoluția din ultimii ani a mediului de afaceri în general, a turismului în special, pentru că îl cunosc cel mai bine și cel mai de aproape, și mă uit și la țară și sunt optimist pentru România în următorii 30 de ani, e ceva mai mult necesar acolo să punem, să clădim. Dar sunt optimist pentru că avem potențial extraordinar și ne-am cam trezit și ne-am cam scuturat. Am înțeles ce înseamnă dialog, inclusiv cu autoritățile, am înțeles ce înseamnă dialog între noi, am înțeles multe lucruri, am înțeles ce înseamnă educația, sistemul dual și așa mai departe. Pentru prima dată în istorie când mediul de afaceri se implică activ în a scrie o lege a educației, se cheamă One Voice One in Education. Voice. Da? Prima dată, este prima dată. Și nu avem cum să nu fim optimiști când vedem că lucrurile astea se întâmplă. Suntem destul de jos, apropo de turist, incoming. Eu cred că viitorul nostru va fi incoming, adică să aducem străini în România. N-am fost sus cu incoming-ul și asta a fost partea bună în pandemie, că n-am avut unde să cădem. Ne-am bazat doar pe turiștii din România. Dar asta nu înseamnă că va trebui să continuăm așa. Suntem atât de jos și la partea de educație, și la partea de turism, incoming și așa mai departe, încât nu avem cum să nu fim optimiști. Întrebarea singura este cât de repede vom face progresul și asta depinde de fiecare de aici din sală, nu de mine și de tine. De fiecare, de implicarea fiecăruia în educație, în mindset, în a pune umărul la a face ceva. Mulțumesc frumos, doamnelor și domnilor, cu zâmbetul pe buze și cu optimism despre mindset, Dragoș Anastasiu. Mulțumesc, eu vă mulțumesc.